Astăzi, împreună cu invitatul meu, maestru fii de Țelu Mircea, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 12 la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, vreau să vă prezint o partidă de șah de la Campionatul Mondial pentru veterani, categoria plus 65 de ani, feminin, disputat la noi în țară, la București, în noiembrie, între fosta campioană mondială Nona Camprindașvili și maestra internațională româncă Aurelia Eugenia Pancu. Bună, Mircea! Ce crezi de șacul feminin românesc? Bună ziua! Șahul a fost tradițional jucat mai mult de bărbați, dar acum observ cu bucurie că tot mai multe fete încep să joace acest sport. Încă de când eram eu mic, de la 8 ani, au o generație deodată cu mine care este foarte talentată, au multe junioare de perspectivă și acum observ tot mai multe fete care încep să joace șah și e foarte bine. Cred că ai avut și tu invitată pe domnișoara Ferențiu, da, aici la emisiune. Deci e foarte bine și am speranțe Mara pentru Ferențiu, viitor. Care este o speranță foarte mare a șahului clujean feminin. Hai să vedem această partidă care a fost câștigată de doamna Pancu. Deși, trebuie să o spunem, Nona Camprindașvili a fost campioană 16 ani, a câștigat și acest campionat de veterani, deci este o jucătoare imensă. Hai să vedem partida. Cu alba a fost Nona Camprindașvili, cu negru Pancu Aurelia Eugenia. Deci, albul joacă D4, negru joacă D5, C4, C6. Ce deschidere se joacă? Slavă. Slavă. Albul joacă cal F3, cal F6, dama B3. Okay. D bate la C4. Dama C4. Și acum nebun F5. Negru reușește să scoată nebunul și da, să-și dezvolte piesele. Albul continuă cu G3. E6, nebun G2, cal BD7, rocadă mică, nebun E7, E3, rocadă mică, dama E2. Deci, ce observăm la jocul doamnelor? Să facem așa o mică comparație față de jocul domnilor de aceeași vârstă. Au jucat fele catalană cu albul. Da, adică niște deschideri solide, desigur. Au jucat bine, sănătos. Nu s-au aventurat în niște deschideri tăioase, dar solid. Deci jocul lor nu se axează pe lovituri tactice. Aici nu. Merg pe un joc pozițional, fiecare își face planul pe care și l-a propus și așteaptă greșeala adversarului. Bun, negru continuă cu cale 4, dorește să schimbe unul dintre cai ca să-și facă loc pentru celălalt cal. Cal C3, se schimbă un cal, cal bate la C3, B bate la C3, nebun E4. Da. Ce dorește negru? Desigur, după ce a luat pe C3, practic ea a fortificat centrul albului și albul ar dori să joace E4.
să vină, să tragă calul, să vină peste negru, cu un centru așa puternic. Și normal că vrea să-i lege calul, oprind E4. Și, desigur, nebunul mai bun al albului este nebunul de alb. Așa că, cumva, îi blochează flancul regelui, deoarece dacă ar muta calul, s-ar schimba nebunul de alb și negru avea o poziție strategică bună. Ar sta bine, pozițional. Și de multe ori în aceste poziții sunt planuri că să tragi nebunul pe H3 sau pe F1, apoi să tragi calul și să joci E4. Da, lucrurile sunt clare. Și... albul are un avantaj de spațiu, dar ținând cont că negru reușește să schimbe cel puțin două figuri ușoare, avantajul de spațiu nu mai este așa de important, deoarece negru nu va avea o înghesioală de piese pe partea lui, reușind să schimbe aceste figuri ușoare. Deci nebun E4 este o mutare foarte, foarte bună. Alb a continuat cu turn de 1. Negru joacă dama 5. Nebun de 2. Tură F de 8. Nebun F1. Da, până la urmă. Deci albul a văzut exact ce ai spus tu. Evită schimbul nebunului, considerând părerea mea că după schimbul nebunului nu mai are șanse de câștig și atunci vrea să păstreze cât mai multe figuri ușoare ca să poată să joace la câștig. Dama H5. Însă negru penalizează acest joc atacând calul din F3. Deci tocmai piesa care nu mai este... Și leagă dama. Leagă dama. Pentru că atacul și centrul albului nu va mai fi așa de amenințător dacă damele sunt schimbate. Acum, la nebun G2... În mod normal, practic ar admite că a greșit. Exact, aș admite că aș greși și nu mai pot să mut calul, deoarece ar trebui nebun G2 să-mi apăr dama și după aia să mut din cal, deci ar fi foarte complicat. C5, C5 sau cal F6. Exact. Și atunci albul joacă cale 1, duce la schimbul damelor, dama E2, nebun E2. Și aici doamna Pancu joacă C5. Da. O mutare foarte bună, observând mutele mai puțin inspirate a lui Nona Cambridașvili. Iar o mutare foarte bună. A4 încearcă să-și creeze avantaj de spațiu pe flancul damei. Turna C8. F3 se atacă nebunul. Era de așteptat o astfel de mutare. Nebun C6. Duc nebunul la un loc. Da, adică aici ține pionul din A4 atacat și pionul din F3. Deși și pe G6 ar fi ținut câmpul B1 pentru turele adverse. Pe G6 aș fi jucat E4 și îți rămânea acolo nebunul. E4 poate juca, deci, de asta aș juca C5, pentru că datorită lui C5, chiar dacă nu capturează, face E4 mai dificil, deoarece acum dacă joci E4, pionul din D4 rămâne slab. Și după, după ce mută calul, nebun F6... Nebun B5 acum, mutare obligatorie albului. Nebun B5? Nebun B5, da. Pion A6. Nebun bate la C6. Turn bate la C6. Pion A5. Da. Albul încearcă să blocheze cei doi pion. Atace pe coloana B. Cam la asta joacă acum și la centru, desigur. Da, și să atace pionul din B7. Asta este... Dar aici doamna Pancu joacă foarte curajos B5. B5, da. A bate la B6. Turn bate la B6. A rămas cu o străbiciune pe A6, dar... Vrea să profite de găurile de pe alb. Exact, și faptul că eu sunt
primul pe coloana B. Rege F2. Turn A8. Turn A2 împiedică intrarea turnului pe B2. Și se pregătește să dubleze în caz că negru vrea să împingă A5. Rege F8. Acum, cred că toată lumea care a urmărit emisiunea Regi și Pion știe că regii și pionii sunt importanți în final. Da, și regele trebuie să, în final, trebuie să ajungă în centrul tablei. Un rege central câștigă orice final. Rege E2. Deci fiecare dintre jucătoare vine cu regele spre centru. Rege E8. Cal D3. Pion A5. Cal B2. Turn B3. Rege D3. Ce bate la D4? Da, am vrut să zic că s-a legat, practic. Da, acum nu putem să batem cu C-ul că e legat, trebuie să batem cu E-ul. E bate la D4. Așa are un pion liber acum pe C3, dar... Doi și cal B6, mutarea iară foarte bună. Observăm clar că nebunul din E7 este mai puternic decât nebunul din D2. Deci nu e frică totuși, pentru că practic a calculat bine, a avut încredere în ea să lase cumva turnul, să-și închide puțin turnul. Sigur are loc de scăpare pe B5 în caz de rege C2, dar curajos totuși. Da, rege C2. Și aici A4 nu cred că ar fi funcționat, deoarece... Exact, turnul B5. C4, tură C8, da. Deci acum un contraatac, deci amenii să-ți bat pionul din C4, C5, cal D5, cal C4 și aici o mutare care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, cred că Nona Cambrindașvili n-a văzut. Nebun bate la C5. Practic, sacrific nebunul pe doi pioni. Da, dar câștig calul, deci o să rămân cu doi pioni în plus. În această poziție, Nona a încercat turn bate la 5. Turn bate la 5. Nebun bate la A5. A, și aici. Și aici o mutare simplă, nebun E7. Bun E7. A, da, merge. Deoarece, dacă puteți observa o mică geometrie, să-i spun așa, dacă ne uităm la câmpurile C4 și D1 și la calul din D5, putem observa practic ce urmează să se întâmple. Albul își va apăra calul cu regele. Da, arată. Aici a și cedat campioana mondială. Da, după ce își apără calul, negru. Se pierde o figură, luat, bate la C4. Regia și cale 3. Și cale 3, și se pierde tura din D1. Și eu credeam, n-am văzut asta inițial, am crezut că va juca nebun B6. Pentru că, da. Dar la nebun B6... Poate să mută regia să se apere. Rege de se apere. Și atunci ziceam că, bun, joc turnia C4 și iau două piese. Dar îți bate sigur... și chiar nebunul din B8 care era. La regii de 3, turnia C4, nebun ia calea mea păr turnul, dar poate și ca regii de 3, turnia da. C4, bătaie da. Și nebun ia 5. Dar, desigur, nebun E7 e mult mai bună. Mult mai bună și aici a cedat. Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. Plăcere. Atât pentru emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 13:40 la o nouă emisiune. La revedere!